Astăzi, Comisia de Disciplină, întocmită la nivelul societății MedServ Minesa, a prezentat raportul final făcut în urma cercetării sesizării depuse de jurista unității Mihaela Ciobanu. Membrii comisiei au concluzionat că spusele Mihaelei Ciobanu, prin care îl acuză pe Ovidiu Olaru, directorul comercial al unității de hărțuire sexuală, s-au adeverit. Pentru aceasta, Olaru va fi sancționat cu reținerea a 5% din salariu pe o perioadă de 3 luni. Concluziile Comisiei de Disciplină reiese că este evident faptul că între domnișoara Ciobanu Mihaela și domnul Olaru a avut loc un conflict, o altercație care a fost provocată de domnul Olaru. În urma celor sau concluziilor comisiei, aceasta a făcut propunerea de reducerea salariului sau sancționarea domnului Olaru prin diminuarea salariului cu 5% pe 3 luni. Consiliera juridică Mihaela Ciobanu vrea acum să-l acționeze în instanță pe directorul comercial. Ar putea însă să îl ierte dacă acesta își va prezenta scuze în scris pentru gesturile făcute. Asta în cazul în care, între timp, domnul Olaru își va prezenta scuzele în scris, rămâne la latitudinea dânsului, având în vedere că are o vârstă destul de înaintată, totuși aștept și scuzele în scris. Nu este exclusă nici acțiunea noastră în instanță împotriva domnului Olaru. Asta este intenția mea, în primul rând, dar trebuie totuși să am o atitudine binevoitoare. În urmă cu o lună, Mihaela Ciobanu a depus referat la conducerea societății MedServ Minesa, în care îl acuza pe directorul comercial al unității, Ovidiu Olaru, de hărțuire sexuală. Din mărturiile angajaților, Olaru nu a fost la prima faptă de acest gen, însă a fost pentru prima dată când a fost reclamat.